1985 se împlineau două decenii de la instalarea la putere a lui Nicolae Ceaușescu. Iar în discursul public se înregimentase sintagma Epoca de Aur a României cu referire la acea perioadă. Tot în 1985, la 11 martie, în fruntea comuniștilor sovietici venea Mihail Sergeevici Gorbaciov. Gorbaciov a fost acela care a dat clar de înțeles liderilor din țările socialiste că lucrurile se vor schimba în sensul că Uniunea Sovietică nu se va mai implica în problemele interne ale țărilor socialiste, că fiecare partid va răspunde de ceea ce face în propria țară. Situația țărilor din lagărul socialist european era cu adevărat îngrijorătoare. Confruntarea cunoscută sub numele de război rece ținea de aproape 4 decenii, timp în care s-a accelerat continuu cursa înarmărilor dintre cele două alianțe militare suprastatale, NATO, dominat de Statele Unite ale Americii, și Tratatul de la Varșovia cu Uniunea Sovietică în frunte. În prima etapă a puterii sale, Ceaușescu a fost răsfățatul lagărului advers. Popularitate și avantaje în relațiile externe i-au adus poziția aparte în războiul de 6 zile, condamnarea invaziei Ceoslovaciei, potrivnicia sa la creșterea cheltuielilor de înarmare în Tratatul de la Varșovia și militantismul în favoarea păcii mondiale. El era foarte bine văzut în străinătate. Eu când deja mergeam în străinătate, aveam cetățenie română, nu aveam problemă. Deja spuneam, România e Ceaușescu, asta e half vest, spuneau nemții. Este deja jumătate de vest sunteți. Aici, la casa altă de președinte, avem un grup destul de mare de reporteri și corespondenți. They come here from all over the United States and they're assigned here to provide news back to their own pentru a urmări evenimentele. Este un lucru foarte bun. Sper că vă scrie bine de relațiile dintre România și Statele Unite. I'm still hopeful that they will be writing well about the future of the relations between Romania and the United States. Well, I think they will. Sunt aici mulți care au vizitat România. I see here many people that have already been to Romania. Și sper să vă însoțească în România în curând. And I am hopeful that you'll take them along when you come to Romania soon. Thank you very much. Thank you. După culmea atinsă la începutul anilor 70, a început căderea. Ca să țină pasul cu mărețele programe anunțate, liderii comuniști au recurs la împrumuturi. România a fost prima țară membră a Tratatului de la Varșovia care a reușit să primească împrumuturi de la Fondul Monetar Internațional și de la Banca Mondială. Era o chestie nouă. Eram singura țară din lagărul socialist care s-a gândit. Am creat probleme la carieră. Am rămas ucis când au auzit. M-a făcut zob că eu desfințez carierul și că mă duc în brațele capitalismului. Au spus lucruri grele și am spus, domne, ascultați aici. Dacă vreți să vă spun ce avantaj avem, primul avantaj, noi avem un volum de export foarte mare și nu putem să facem volumul ăsta de export decât dacă facem niște întreprinderi noi, le modernizăm și nu avem bani, nu avem utilaje. Și încet, încet, i-am convins de ce trebuie să intrăm acolo. La începutul anilor 80, dintre datornicii comuniști, singur Ceaușescu a decis achitarea integrală a datorii externe. Nu consultase însă cetățenii când făcuse împrumuturi. Nu înștiințase nici la ce folosise creditele. Ceaușescu n-a declarat public nici de ce hotărâse să le plătească. Pur și simplu și-a anunțat poporul că trebuie să strângă cureaua. Românii s-au pomenit astfel peste noapte într-o mare criză de alimente, energie electrică și termică, gaze. Iar exportul a devenit prioritate națională. Sarcini erau de așa natură date de Ceaușescu și nu atât de el cât de ea, că nu mai puteam face față cu exportul. Dar venea Berghianul la mine, președintele CSP-ului, și spunea, tovarășul prim,
Îi spuneam eu, domnule, fii atent, te rog, cu exportul ăsta. De unde se mai dea industria ușoară atâta la export? Nu numai industria ușoară, și la construcția de mașini, și la metalurgie. Și mă cheamă tovară și a spus că nu, trebuie să facă, să muncească. Și dădea planul mai mare. Eram convins că nu se poate face. Dar n-aveam ce face. Ceaușescu trebuia să meargă într-un control la o unitate în asta agricolă, la un colectiv. Și legau țăranii de coțean nu doi ștuleți cât trebuia, cât, și 5-6, dar care fir de care coțean făcea 5-6 ștuleți? El săracul nu știa și credea că ce recoltă scot țăranii. Sau mai spunea că cu economiile de pe un an s-a produs 10.000 de camioane. Cu economii de materiale, de materiale, nu de energie, economie de materiale. Sau cu cincenalul acela, de, știți, în 4 ani și jumătate. Creșterea producției industriale la sfârșitul actualului cincinal de peste 145 de ori față de 1945, din care de 128 de ori după Congresul al IX-lea. Creșterea producției agricole de peste 10 ori față de 1945, din care de 6 ori după anul 1965. Creșterea față de 1945 a venitului național de 43-44 de ori în 1990. Era, nu știu, era tot o minciună care, nu știu cum să vă zic eu. Nu aveai voie să spui nimic, nu aveai voie să te opui, nu aveai voie să ai idei. Ceaușescu n-a renunțat nici la rata înaltă a investițiilor, an de an, o treime din venitul național. Iar proiectele țineau de domeniul fanteziei. Românii erau tot mai convinși că țara e condusă de un nebun, mai ales de când împărțea puterea și cu nevastă. Armamentelor nucleare! Lucram 3 schimburi toată săptămâna. Duminica lucram schimbul 2, de lunea mergeam schimbul 1. Nici nu mai știam ce zi a săptămânii. Veneam acasă, n-aveai curent, n-aveai apă caldă, n-aveai butelie, că eram cu butelie. N-aveai vată indispensabilă, n-aveai frigider nimic, n-aveai ulei, nu, ce să spun. Foarte, foarte greu. Mașinile nu circulau. Pe mine una nu mă interesa așa politica. Pe mine mă interesa să am ce să dau să mănânce la copii. Să fac rost, de-abia așteptam să ajung acasă, făceam naveta, durea transportul câte 2 ore să pot să ajung acasă. Eram disperată, făceam schimburi inverse, mai rămâneam la o coadă, 2, dimineața la lapte, nu știam cum să ne ducem din timp. În memoriile sale, Mihail Gorbaciov a declarat că impulsul reformării i l-a dat catastrofa nucleară de la Cernobâl din primăvara lui 1985. Atunci a decis că trebuie să fie cunoscut adevărul de către cetățenii sovietici. De aici glasnost, transparența, adică reforma în presă. A urmat ideea de perestroică, tradusă în românește prin restructurare, care s-a vrut o reformă de profunzime a economiei și societății sovietice. Însă nici în cele mai negre visuri ale sale, Gorbaciov nu și-ar fi putut imagina că perestroica sa înseamnă sfârșitul comunismului. Ceaușescu a socotit totdeauna că nici Gorbaciov, nici altul nu sunt îndreptățiți să-i dea lui lecții. Se considera un veteran al mișcării comuniste internaționale. Era convins, de altfel, că tot ce vroia să reformeze acum Gorbaciov, el făcuse cu mult înainte. În toamna lui 1986, liderul sovietic a dat semnalul reformării relațiilor din Cairo și din Tratatul de la Varșovia. I-a convocat pe reprezentanții lor în noiembrie la Moscova. Situația țărilor din lagărul comunist era cu adevărat dramatică. Trăim din datorii, nu s-a sfiat să recunoască Mihail Gorbaciov. Toți ceilalți au fost de acord cu strategia perestroica propusă de Țarul Roșu al Kremlinului, nu și Ceaușescu. Le-a ținut celorlalți coechipieri din CAER o adevărată lecție despre succesele României și s-a declarat total în dezacord cu perestroica. Conducerea sovietică începea să simtă
relațiile cu țările socialiste ca o povară și, în primul rând, economică. Prețurile la care erau livrate materiile prime erau inferioare prețurilor de pe piața mondială. Pentru Uniunea Sovietică, care se confrunta ea însăși cu foarte mari dificultăți, era într-adevăr foarte greu să mențină și ritmul livrărilor și mai ales condițiile în care livraseră până atunci. Halo Praha. Praha, halo Praha. Zapisz mi proszę Hrusza Wanny. Halo Berlin. Guten Tag, hier Warschau. Halo Berlin. Halo Berlin, ich verbinde Warschau. Halo Moskwa. Halo Moskwa. După întâlnirea de la Moscova din toamna lui 1986, Ceaușescu a început să fie din ce în ce mai izolat pe scena internațională. Lucrurile s-au înrăutățit pe măsura colaborării tot mai bune dintre conducătorul Uniunii Sovietice și președintele Statelor Unite ale Americii. Ambele părți îl priveau pe liderul român ca pe un balast în noile înțelegeri dintre cele două puteri. În acest context, în 1987, România a pierdut și clauza națiunii cele mai favorizate. Dar Ceaușescu a decis să taxeze ca amestec în treburile interne ale României orice încercare de organizare a eforturilor în CAER și în Tratatul de la Varșovia. Le-a privit ca pe un atentat la puterea lui tiranică asupra poporului, în numele căruia pretindea că ia decizii. Socialiștii, țările socialiste, nu au acționat, după câte cunosc până acum, să îngrădească sau să limiteze activitatea vreunei țări socialiste. Imperialismul a făcut acest lucru, începând cu Uniunea Sovietică. Mai fac și astăzi. Iartă! Pentru lor spredească! Prezență! Între Ceaușescu și Gorbaciov s-au consumat 5 întâlniri bilaterale. În mai 1986, în octombrie 1988 și decembrie 1989 la Moscova. În mai 1987 și în iulie 1989 la București. Vizita care a stârnit însă cele mai multe comentarii a fost cea din mai 1987. Здравствуйте, товарищи! S-a dat o foarte mare importanță acestei vizite oficiale. A fost cea mai lungă coloană de automobile care a circulat 2 ore pe suprafața capitalei. 222 de automobile de toate felurile, dar toate de gradul zero. Nu pot să uit această treabă pentru că am avut 3 camere de luat vederi și am avut dificultate cu așezarea lor pe toată această distanță. Gorbi, pretutindeni acompaniat de carismatica și eleganta sa soție, întruchipa versiunea modernă a liderului familist. I-am apreciat și pe Mihail Gorbaciov și pe soția lui Raisa Gorbaciov, pentru că pe scara avionului au coborât cu zâmbetul pe față Mihail Gorbaciov și dumnea ei, Raisa Gorbaciova, care era verbă de asta, de actriță de film, ce să vă povestesc. Discutau de la un capăt la altul în orice situație. Ceaușasca, se spune, o privea cu invidie pe Raisa. S-a și manifestat ca atare. Raisa Gorbaciova a mers însoțită de Elena Ceaușescu să viziteze o fabrică de confecții. Acolo Elena Ceaușescu a avut o gravă încălcare de protocol și a abandonat oaspetele, lăsând a se înțelege că marile ei îndatoriri de savan, de renume mondial și mare om politic, o împiedică să se ocupe de astfel de nimicuri. În așteptarea oaspeților s-au făcut pregătiri mari. Când am venit în țară, am auzit zvonuri că
s-au dus la o fabrică unde erau copii, i-au împărțit dulciuri la copii, carne, erau galantarele pline de carne. Și atunci ne-am bucurat și am gândit că ceva se va schimba. Altfel, vizita a decurs după tipic. Mihail Gorbaciov a depus coroane de flori la monumentul ostașilor sovietici și al lui Lenin. S-a ținut și mitingul consacrat. Gorbaciov, fără să pomenească denumirea programelor ce le spune perestroica sau glasnostii, dar idei din ele a emis. Eu cred că Gorbaciov a urmărit, ca să se lămurească mai bine, care este poziția lui Ceaușescu în legătură cu programul lui și cu ce să discuta atunci. Spre supărarea lui Ceaușescu, în spiciu ținut, oaspetele nu și-a lăudat gazda pentru succese, așa cum se proceda de obicei. În schimb, a prezentat strategia perestroica. Apoi a intrat în mulțimea din prejur, a început să strângă mâini, întrebând cetățenii ce probleme aveți. Să nu-mi spuneți că nu aveți probleme, că nu vă cred. Eu atunci îndeplineam funcția de primar general capitalei și l-am însoțit la multe activități în capitală, pe Gorbaciov. Lucrurile s-au desfășurat oarecum normal până la întâlnirea cu Consiliul Oamenilor Muncii, unde părerile au fost diferite. Gorbaciov a încercat pune întrebări și să se dămurească cu activitatea lor. A mai intervenit Ceaușescu și atunci s-a creat o stare tensionată care s-a finalizat într-un mod neplăcut și neașteptat. Gorbaciov, refuzând să semneze în cartea de onoare care i s-a oferit a muzilor 23 august. A urmat apoi dineul la reședința prezidențială din primăveri. Un dineu în patru, adică soții Ceaușescu și soții Gorbaciov, plus cei doi translatori și cei doi labradori ai ceaușeștilor. Discuțiile s-au purtat tete-a-tete sau fiind și soțiile lor de față. Nu s-a spus prea multe despre asta. S-a creat în general o stare de tensiune. A existat între cei doi sau cei patru, nu numai pe problemele majore, să le spunem politico-ideologice, deci de principiu, dar și lucruri din acestea mai mărunte în desfășurarea programului. Gorbaciov e cel care relatează acest întâlnire, care, după părerea mea, n-a avut un caracter atât de dramatic, că erau pe cale de a se lua la bătaie, nici de cum n-a fost. A fost o discuție pe un ton mai aprins. Gorbaciov însuși mărturisește că nu s-a putut abține să nu dea o replică secretarului general al Partidului Comunist Român, în sensul că ceea ce încerca să ofere democrație n-avea nimic comun cu democrația. Deci aici asta a fost un moment mai tensionat. Eu am informația din partea colegului meu, care a tradus la această întâlnire, Gheorghe Stoica. Se spulberase visul lui Ceaușescu ca prin această vizită a lui Gorbaciov să obțină o reconfirmare a justeții politicii sale și o majorare a livrărilor de petrol și materii prime. Mai avem o relatare ai consilierilor lui Gorbaciov că la întoarcerea din vizita în România ar fi aruncat o frază: Nicolae o va sfârși prost. Ceaușescu părea să nu-și dea seama de forța dorinței oamenilor de schimbare. Lăsa impresia că pierduse chiar din vedere că e muritor. Făcea, în 1989, planuri pentru viitorii 20 de ani. Nu-i consulta nici măcar pe ceilalți tovarăși din nucleul de decizie în privința strategiilor sale. Deosebit a decurs și cea de-a doua vizită a lui Gorbaciov la București din iulie 1989. Gorbaciov venea din Republica Federală a Germaniei, împreună cu Raisa, și întârzia. Poate că întârzierea aceasta a fost determinată de planul de zbor,
fie că a fost premeditată ca să fie mai mult așteptat. L-am așteptat vreo 40 de minute față de ora care era stabilită. În sfârșit a venit. Acum, lucrurile s-au complicat atunci când a fost vorba de deplasare. Pentru deplasarea în oraș, partea română pregătise un autoturism care l-au folosit și la vizita altor șefi de state de la aeroport în oraș. Gorbaciov a trimis cu avionul cu o zi înainte un autoturism de la Moscova și pretindea ca să meargă cu autoturismul lui pentru că el are legătură cu Kremlinul. L-a invitat pe Nicolae Ceaușescu în autoturismul sosit de la Moscova. Ceaușescu a refuzat. Deci nu s-au înțeles atunci și Gorbaciov zice: bine, dar dumneavoastră ce faceți? Nu mergeți în oraș? Nu mai rămân în zona. Dumneavoastră mergeți cu Oltea. Am urcat în autoturism, eu m-am urcat cu ei. Am venit. Gorbaciov era afectat, era marcat treaba aceasta. În capitala României era programată atunci ședința Comitetului Politic Consultativ a tratatului de la Varșovia. Și în timpul ședinței și în toasturile de la recepția finală, atmosfera a fost la fel de tensionată. De la masă, Gorbaciov i-a plecat direct spre aeroport. Ceaușescu nu s-a îndoit niciun moment de eșecul și periculozitatea reformelor sovietice. Odată cu sosirea anului 1989, a trecut la ofensivă. Cerea organizarea unei consfătuiri internaționale pe tema viitorului lagărului comunist. Doar că din primăvara lui 89 s-au întețit protestele externe contra regimului din România. La începutul lui aprilie, Germania de Vest și-a retras ambasadorul pe motiv de nerespectarea drepturilor omului. Dar Ceaușescu nu s-a lăsat clintit din jilțul puterii, nici a bătut din calea lui. Nu s-a îndoit vreun moment că nu e iubit de popor. Să facem astfel încât congresul nostru să adopte asemenea hotărâri care să asigure ca șoimii patriei, pionerii, copiii țării noastre să trăiască în comunism. Așa ne vom face datoria! N-am simțit la el o temere că nu o să mai fie ales sau că nu să mai fie simpatizat, să nu mai fie reales în Comitetul Central. Se credea iubit de popor. Așa credea el. Când ne-au întrebat la București ce am scandat, am spus, am scandat, vrem mâncare, vrem lumină și căldură, vrem bani înapoi, hoții, hoții. Și la un moment dat am strigat: jos comunismul, jos Ceaușescu. Nu m-au lăsat să scriu așa ceva în declarații. Pot să jur pe ce vreți și oricare dintre colegi. Când s-a ajuns să spunem că am strigat jos Ceaușescu, bine, las asta. Nu ne-au lăsat să scriem. În primăvara lui 1989, Ceaușescu a declarat încheiată plata datoriei externe. Dar, în loc să le mulțumească românilor pentru sacrificiile făcute și să stopeze criza, Ceaușescu a decis să-i oblige din nou la strânsul curelei. A menținut rațiile alimentare și a tăiat în continuare cotele energiei electrice și termice pentru populație. Nu am înțeles după aceea de ce a mai vrut el să strângă cureaua, că probabil dacă atunci când a terminat cu datoria o lăsa mai moale, să zic așa, nu se ajungea unde s-a ajuns. Dar ajunsese și poporului cuțitul la os. Am întâlnit însă, stimați telespectatori, și ipostaze ale indiferenței față de efortul general de economisire a resurselor energetice. Spre exemplu, la blocul 2 de pe strada Turda 127, la una dintre scări, ardeau fără întrerupere toate becurile de folosință colectivă. Vorbim cu administratorul blocului, pe numele său? Focarul Gheorghe. În primul rând, scările extremități, scara 1 și 5, nu avem pe casa scării geamuri. Lumină naturală. Lumină naturală și e numai întuneric. Este de înțeles asta, dar de ce trebuie să ardă toată ziua?
Nu să mă ardă toată ziua, deoarece conform decretului să scoatem becurile de pe scară, să lăsăm numai parter, etajul 3, 5 și 8. La ora asta este ora 18, la ora asta nu aveam curent, nu aveam gaz și stăteam cu un copil nou născut, născut în 85, stăteam cu el, cu familia Huian, stăteam doi bărbați cu doi copii bebeluși, stăteam în pat și înveleam într-o pătură de asta și stăteam amândoi și ne plângeam de milă unul la altul. Plângeau copiii pentru că le era frig. Soțiile erau la muncă, făceam schimb invers. N-aveai cum să-ți crești copiii decât în condițiile astea. Politica demografică promovată de partidul și statul nostru este îndreptată spre menținerea vigorii și tinereții poporului, fapt ce a condus la organizarea unei puternice rețele de ocrotire a mamei și copilului. Ceaușescu n-a informat public nici asupra planurilor viitoare. În ședința cu conducerea partidului a informat însă că exportul nu va scădea, ci va crește, iar raționalizările vor deveni și mai drastice. Voia ca până la congresul al 14-lea al partidului din noiembrie să răscumpere cele 80 de tone de aur vândute în 1986 din tezaurul Băncii Naționale pentru plata datoriei externe. Voia, de fapt, să demonstreze celorlalți lideri comuniști, lui Gorbaciov în primul rând, că el le face pe toate mult mai bine decât ei. Retrospectiv, se poate spune că Nicolae Ceaușescu și-a săpat singur groapa. Nimeni nu-l dușmănea însă mai mult decât propriul popor. Eu respectam că era președintele țării, că... dar aveam ciudă pe el, că dacă era lângă mine, cred că l-aș fi... Doamne, că stăteam într-un bloc și în spatele meu era un centru de schimbat butelii. În fața alimentara și în spate centru de butelii. Toată noaptea s-auza zanga-zanga la butelii, că stăteau la rând la butelie toată noaptea. În partea cealaltă, sticlele de lapte. Stăteau de la ora 2 noaptea la coz de lapte pentru copii. Și unt și pe unde vedea o coadă te așeza, chiar dacă nu știe exact ce să dă, dar te așteptai că ceva să va da. Anunțul realegerii lui Ceaușescu în fruntea partidului la congresul din noiembrie 1989 s-a făcut încă din vară. Lucrurile s-au aranjat astfel încât să pară că l-au votat toți membrii de partid. Mi-amintesc cum se vota pentru alegerea președintelui, pentru că noi, ca și cadre didactice, eram obligați să fim acolo ca la o secție de votare tot timpul. De dimineața, de când începea, până seara când se termina votul. Dar nici nu trebuia să vină seara, că lumea venea la vot așa masiv. Și de ce? Pentru că noi, ca și asistenți acolo, eram trimiși din casă în casă și să le spunem haideți, haideți, haideți. Și oamenii mergeau. Deci nu era că dacă vreau mă duc, dacă nu vreau nu mă duc. Speram, mai ales că s-auzise că a fost dărâmat zidul Berlinului și ne gândeam că totuși poate va veni și la noi, va răsări soarele cumva și la noi în țară. Speram să vină cineva să ne ajute, dar cine, nu știam. Ceaușescu și-a văzut de ale lui. Congresul din noiembrie 1989 a fost ultima festivitate pe care a patronat-o. La sfârșitul anului 88-89 era deja groasă tare. Ce mai? Ne-am pus în apartamentul în Godin și făceam focul cu lemne și să oprea și apa, să oprea curentul și stăteam cu lumânare și aprindeam focul la Godinul ăla și stăteam ca în epoca de piatră, nu ca în epoca de aur. Și spălam cu mâna, puneam mănuși de cauciuc și mănușă de groasă și limpezeam cu apă rece ca să
Nu putea să lași rufele 3 zile în cadă ca să vină curentul. Elena și Nicolae Ceaușescu apăreau în percepția publică drept personaje diabolice. Despre această reprezentare a lor spun multe bancurile din epocă. Îmi amintesc unul în cinstea congresului, între ghilimele fie spus. Se făcea că unul dintre delegații aduși, fixați pe scaun, între reprizele de scandări și aplauze, adormise. Vecinei lui de scaun i-a trecut un șobolan printre picioare. Femeia isterizată se urcă pe scaun, strigând, omorâți-l, omorâți-l, la care vecinul trezit din somn începe să scandeze și pe ea, și pe ea. Era prea dornic de putere și se auzea că Elena Ceaușescu îl conduce și că ea ar fi capul răutăților, poate și asta o fi fost. La 3 decembrie 1989, Mihail Gorbaciov s-a întâlnit cu președintele american George Bush la bordul unui vas ancorat la Malta. În timpul acesta m-a chemat Ceaușescu, eu fiind acum secretar cu relațiile externe, și mi-a spus, cheamă ambasadorul sovietic și spune să-i transmită lui Gorbaciov că la întâlnirea cu Bush să nu discute despre țările socialiste, să discute despre problemele lor bilaterale, pentru că nu l-am putere și nimeni să vorbească în numele nostru, n-a discutat cu noi, nu ne-a consultat, așa că n-are niciun drept să se refere la celelalte țări. There is virtually no problem in the world and certainly no problem in Europe that improvement in the US-Soviet relationship will not help to ameliorate. С тем, чтобы мы были на высоте вызова времени. И мы не можем, тем более руководители таких государств, действовать как пожарники. Хотя пожарные команды полезную работу выполняют. Putem spune acum că serviciile speciale l-au informat pe Ceaușescu mai detaliat decât s-ar crede. Printr-o informare datată 1 decembrie 1989, generalul Iulian Vlad, șeful securității, l-a încunoștințat că la Malta urmau să se redefinească sferele de influență și că se vor aplica sancțiuni împotriva celor nealiniați la perestroica. Nealiniații erau China, Cuba și România, iar sancțiunile urmau să fie reducerea importurilor asupra cărora se conveniseră de țiței și gaze naturale din Uniunea Sovietică. Imediat după întâlnirea malteză, Gorbaciov și-a convocat partenerii la Moscova pentru ziua de 4 decembrie. Că eram lângă Ceaușescu, deci în stânga lui. Și el n-a fost deloc interesat să asculte ce spunea Gorbaciov. Avea o figură așa de om plictisit și se uita în altă parte când Gorbaciov vorbea. Public, întâlnirea de la Moscova era dedicată condamnării intervenției trupelor tratatului de la Varșovia în Ceoslovacia în august 1968. Mesajul implicit era că nu vor mai interveni în evenimentele din lagărul comunist. Ședința a început cu informările lui Gorbaciov. Ceaușescu l-a întrerupt, arătându-i un buletin Agerpres, care cita declarațiile lui Bush de la Bruxelles că NATO urma să se extindă și să se întărească. Când Gorbaciov a vorbit despre comunicatul de condamnare a invaziei Ceoslovaciei, Ceaușescu l-a întrerupt iarăși. Ceaușescu a spus de la început, noi nu participăm la semnare pentru că n-am participat la intervenție. Știți că am condamnat-o atunci și după știe toată lumea. Bun, s-a acceptat. După ce s-a citit declarația, Ceaușescu s-a ridicat și a spus, propun să se retragă trupele sovietice din Ceoslovacia. Continuă Nicolae Ceaușescu și spune să se retragă trupele sovietice din toate țările socialiste unde mai există asemenea trupe. Rumoare în sală, da, a ridicat aceste probleme care au mărit tensiune. Este, după fiecare precizare, Mihail Gorbaciov întreba ironic,
E bine așa, tovarăș Ceaușescu? Sunteți de acord, tovarășul Ceaușescu? Ceaușescu își condiționase prezența la Moscova de o întâlnire bilaterală cu Gorbaciov. Aceasta a fost ultima lor întrevedere. Aici a fost o gamă mai largă de aspecte care au fost examinate. Eu aș scoate în evidență, în primul rând, propunerea lui Nicolae Ceaușescu de a se organiza o întâlnire a liderilor țărilor socialiste pentru a discuta problemele socialismului în aceste țări. Din stenograma convorbirii reiese că gazda încercase să se eschiveze. Enervat deja de atâtea insistențe, Gorbaciov i-a amintit că asemenea conferințe nu mai pot fi organizate tocmai pentru că în anii 60-70 Ceaușescu se împotrivise lor. După ce s-a lăudat cu succesele lui în conducerea țării, Ceaușescu a trecut la cel durea mai mult, importurile de materii prime sovietice. Iar premierul Dăscălescu s-a grăbit să informeze că, față de contractele convenite, partea sovietică livrează zilnic cu mai puțin de 7 milioane metri cubi gaze. Ca și cum n-ar fi auzit plângerea, Gorbaciov a pus punct întâlnirii. Se arătau astfel faptele despre care Ceaușescu fusese informat înaintea întâlnirii de la Malta. Cei ce nu vor accepta reforma perestroichistă vor suferi presiuni economice. Mai târziu, în avion, pe drumul de întoarcere spre casă, Ceaușescu și-a mărturisit părerea de rău că venise la Moscova. Când ne-am întors, a început să se poarte discuția despre întâlnire. Și Ceaușescu a spus, Gorbaciov este un om periculos și trebuie să fim vigilenți. Asta a fost expresia lui, de-aia o redau. Abia în faimoasa ședință din 17 decembrie 1989, când a convocat CEPEX-ul după debutul evenimentelor, tulburărilor de la Timișoara, și-a expus deschis viziunea asupra rezistenței cu orice preț în fața schimbării. Din datele de care se dispune până în prezent, se poate declara cu deplină certitudine că aceste acțiuni cu caracter terorist au fost organizate și declanșate în strânsă legătură cu cercul reacționare imperialiste, iredentiste, șoviniste și cu servicii de spionaj din diferite țări străine. Deși auzise demonstranții strigând împotriva lui, Ceaușescu a murit convins că singure agenturile străine l-au făcut să piardă puterea. Iar aceia care au succedat se încăpățânează încă să susțină că își datorează puterea exclusiv Revoluției Populare. Stimat Ion Iliescu, în timpul ședinței ați părăsit sala pentru câteva minute. Îndrăznesc să vă întreb pentru ce, în ce scop. Am primit un telefon de la Moscova, de la președintele Gorbaciov, care a ținut și verbal. El ne-a transmis în scris un mesaj de prietenie, de solidaritate, de sprijin. Și a vrut și verbal să ne transmită acele sentimente de calde, de prietenie, de solidaritate, de sprijin a mișcării noastre, de transformare revoluționară.